Yo. Vă salut dragi prieteni. Eu sunt Mircea Pavel AK Jepcar, nimeni altul decât YouTuberul care merge la meciurile Rapidului și face vloguri. Sau, mă rog, am făcut și altele mai de mult, dar în ultima vreme cu asta mă ocupam. Mulți dintre voi vă întrebați unde a dispărut vlogul pe care l-am postat mai devreme. Uh, Alții vă întrebați unde este vlogul și de ce nu mai apare, pentru că n-ați apucat să îl vedeți pe cel pe care l-am postat acum câteva ore și care făcuse vreo 1500 de vizualizări sau ceva de genul și creștea. Ei bine, mi s-a întâmplat o treabă absolut absurdă. În viața mea nu am pățit așa ceva și sunt foarte dezamăgit că unii oameni pot să facă așa ceva. Este o rușine ceea ce s-a întâmplat pentru această persoană despre care o să vă vorbesc imediat. Mai exact, un băiat din galerie. Am aflat că filmează galeria de vreo 25 de ani. Un lucru foarte frumos și bravo lui că face asta. Mi-a dat copyright strike pe YouTube. Deoarece am folosit același titlu ca la, ca la el pe canal, în clipul pe care l-ar fi postat el după meci. Și haideți să vă arăt despre ce este vorba. Deci, acesta este canalul meu, da? Bun. Iată ce mi s-a întâmplat. Domnul Onoiu Paul, da? care are un canal de YouTube care se numește Paul OH, uite îi fac acum reclamă să aibă și mai mulți subscriberi, mi-a dat copyright strike cu pe motiv ce nu s-a văzut la TV. Și am intrat și eu la el pe canal. Deci, mă rog, YouTube-ul mi-a dat jos clipul, l-a crezut pe cuvânt pe Paul Onoiu și mi-a dat clipul jos. Și am intrat și eu la el pe YouTube. Uitați, aici, este, aici ar fi trebuit să fie clipul meu. Și vedeți, scrie Due to a copyright claim by Onoiu Paul. Și mergem și noi pe YouTube și scriem Onoiu de fapt scriem Paul OH. Între timp m-am interesat eu uh, cum stă treaba pe aici. Este un băiat din galerie, are și el 13.000 de abonați. Da? Ce credeți că a făcut el? A pus titlu, deci a postat acum 17 ore, deci vedeți, el a fost mai rapid decât mine, da? La mine uh, numai editarea clipului a durat undeva la 12 ore. Pentru că ați văzut materialele pe care le postez eu sunt editate, adică încerc să creez un content cât mai calitativ. Băiatul ăsta probabil uh, livrează ceva mai raw, da? adică ceva uh, needitat uh, ca să fie cât mai uh, uh, rapid pe, pe YouTube. Fiecare cu strategia lui de marketing. El a pus titlu Ce nu s-a văzut la TV, atmosfera începutului de meci. OK. No problem. E el practic susține că această uh, propoziție ce nu s-a văzut la TV este de fapt titlul său. El deține drepturi pe acest titlu. Eu habar n-aveam că el a pus un astfel de, de clip, eu nu-i urmăresc canalul, nu-i l-am urmărit niciodată. La o simplă căutare, Paul Onoiu și, mă rog, cu research pe care le-am făcut eu mai departe și mi-am dat seama cine e, am văzut că are un clip cu ce nu s-a văzut la TV. Păi, dacă ne uităm în istoricul clipurilor pe care eu le-am postat pe CSC, eu am mai pus astfel de titluri cu ce nu s-a văzut la TV. Adică, serios? Dar au pus și alți youtuber. Uite, hai să ne uităm. Fiți atenți aici. Ce nu s-a văzut la TV. Ia să vedem. Uuuu! ia fiți atenți aici. George Buchnici, Ce nu s-a văzut la TV? Ce nu s-a văzut la... Al lui mi-apare primul, știți de ce, nu? Pentru că tocmai ce m-am uitat pe canalul lui și așa e algoritmul YouTube. Dar ia uitați-l pe nenea Buhnici. Ce nu s-a văzut la TV? După aia, Hot News România. Ce nu s-a văzut la TV? Tot Hot News, la fel. Uh, ce nu s-a văzut la TV? Ce nu s-a văzut la TV în ziua investirii guvernului Ponta? Mă rog. Iar mai apare Paolo H. Da? USR, ia uite. Ce nu s-a văzut la TV? Deci, băiat, mi îmi apare și Liviu Dragnea și mai... Nu mai are sens să ne mai uităm. Deci, băiatul ăsta ar trebui, practic, să facă un copyright claim acum tuturor acestor canale de YouTube care au pus în titlu clipurilor de pe aceste canale, au pus ce nu s-a văzut la TV, această propoziție. Îți spun eu, Paulo H. Ce nu s-a văzut la TV. nu s-a văzut sau îți spun ce s-a văzut la TV. La TV s-a văzut bunul simț. Știi ce e la bun simț? Păi bunul simț este acela de a nu face fratricid deci de a nu-ți da de a nu-ți turna practic colegii tăi de breaslă care sunt și rapidiști, adică cu care împarți aceeași iubire. Nu ai cum să faci așa ceva, Paul. Adică dacă eram stelist, dacă eram dinamovist, înțelegeam, nu știu, să zici, bă, vreau să-i fac rău, ăstuia. Dar tu ai postat clipul aseară, ai făcut uh, 6700 de vizualizări și te-ai că vine CSC-ul și ți-a -ți vizualizările și face mai multe vizualizări decât tine, pentru că, na, dacă vă uitați la... Dacă ne uităm pe canalul meu, Într-adevăr, ultimul meu clip, tot așa de la FCSB Rapid, are 13.000 de vizualizări. Da? Adică s-a speriat Paulo H că o să iau vizualizările. Serios? Adică, pe bune, facem din asta, Adică e ca și când eu mă îmbogățeam din clipul ăsta și tu murai de foame? Băi, asta este urât, deci ce ai făcut acum este foarte, foarte urât, asta nu este băieție. Să mă ierte uh, fanii Rapidului, uh, care sunt probabil prieteni cu Paul Ohaș, dar uh, asta nu este băieție. Nu e nici jmecherie, nu e nici. Uh, nu știu, ce vrei tu. Și eu am trăit în cartier, am stat și eu între băieți, n-am fost vreun jmecher, vreun smart 2, vreun. Doamne ferește, dar am văzut și eu ce înseamnă băieții, asta nu e băieție. Asta este sifoneală direct. Dacă erai băiat, îmi scriei, da? Că sunt ușor de găsit. Sunt foarte ușor de găsit. Am canal de Instagram, da? Am pagină de Instagram. Îmi scriei pe Instagram. Băi, uh, jebcare, băi, ce facem, băi, tată? Știi că, uite, am pus și eu titlul ăsta. pune -și tu alt titlu. pune -și tu ce nu s-a văzut la știrile sportive. Uite, vezi? Vezi că de ușor era? Nu, tu ce ai făcut? le-ai scris celor de la YouTube să-mi dea clipul jos. Tu, rapidist, ca și mine. Ți se pare normal? E corect? Eu zic că băieții din galerie ar trebui să uh, să spună ei dacă ai făcut ceva ok sau dacă eu am, uh, dacă eu sunt vinovat cu ceva, că am pus un titlu ca și tine fără să știu că tu postezi astfel de clipuri. Că nu eram obligat să-ți urmăresc canalul. Nici nu știu cine ești, habar, n-am. Am înțeles că faci chestia asta de 25 de ani, bravoție, încă o dată, dar nu cred că, adică și eu cred că mi-am uh, câștigat dreptul de a face un astfel de vlog ca orice alt suporter rapidist. De la 4 ani am ținut cu echipa SNO Oltenița. Șantierul Navol Oltenița la 4 ani jumate sau 5 ani pe acolo am descoperit echipa Rapidului de la un nene care stătea la tataia Dumnezeu să le te păscară care ținea cu Rapidul și mi-a arătat toate tablourile cu Rapid ziare cu, cu Giuleștina cu nu știu ce și m-am îndrăgostit de Rapid de mic copil am 40 de ani deci cred că mi-am câștigat acest drept de a face vloguri despre echipa pe care o iubesc. Că vorba aia, în anii 90, când mergeam cu galeria în deplasare pe Ghencea, mi-am luat pulane peste spate, cum și-au luat și alții care și acum sunt în galerie și poate se mai luptă cu jandarmii și așa mai departe. Adică, cred că am și eu dreptul, ca, repet, ca orice alt suport, nu, nu trebuie să fiu eu privilegiat cu ceva, dar cred că am dreptul ca orice alt suporter să scot telefonul mobil, smartphone-ul și să filmez pe stadion și apoi să pun pe canalul meu. Nu cred că am încălcat vreo regulă, nici vreo regulă a galeriei, am oameni care sunt în galeria rapidului și mă susțin și mi-au scris întotdeauna lucruri foarte frumoase, și pe de altă parte, nu am încălcat nicio altă regulă din punct de vedere legal. Iar ceea ce ai făcut tu este absurd și aș vrea să te dau în judecată pentru, pentru treaba asta, dar mi-e și, mi și rușine să fac asta, adică mi-e rușine de rușinea ta. Și nu, nu am făcut acest clip ca să-ți cer să să, faci, să 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 îmi pui clipul la loc, adică să faci request la YouTube să îmi pună clipul la loc. Ce am făcut acest clip ca să ți dai seama ce mizerie ai făcut. Și să ți fie rușine. Și să o spun și în față, n-am nicio problemă, că nu mi-e frică de tine sau de de oricine, eu sunt un om simplu ca orice alt om ca orice alt suporter Munca mea, numai cât s-a muncit la editare, deci uh, au muncit băieții la editare 12 ore. Adică munca mea și munca băieților mei, ai venit tu și pur și simplu te-ai pișat pe ea. Nu-i normal. Încă o dată, asta nu este băieție. Uh, în orice mediu vrei tu, și pe stradă, și în galerie, și, uh, nu știu, în, oriunde, nu se face așa. Și nu vreau să mă victimizez eu în vreun fel. Eu am făcut acest clip, pentru urmăritorii canalului meu, pentru că ei trebuiau să știe de ce a dispărut vlogul. Asta e tot. Și când ți-am scris, când ți-am dat mail și ți-am scris chestia asta, nici măcar nu mi-ai răspuns. Eu te-am căutat, eu n-am vrut să fac publică treaba asta, dar te-am căutat și nu mi-ai răspuns. Pentru că eu am mailul tău, uite. Aici am primit și mailul tău. Ia fi atent aici Stai că undeva pe aici A primisem și mail-ul a, a, fiindcă am făcut ăsta Da, nu mai pot să-ți văd mail-ul acum dar nu, nu e nicio problemă că Eu am primit mail-ul tău Ți-am scris mail Și nu ai vrut să O să prezint și mail-ul, nu e problemă că îl am Ți-am scris mail și nu mi-ai răspuns Și am făcut public Zic eu că Așa era normal deci, dragi prieteni, cei care mă urmăriți, să știți că vlogul a dispărut datorită sau din cauza, depinde cum vreți voi să priviți lucrurile, acestui individ, Paul Onoiu, a.K. Paul OH. Uite, Paul, ți-am dat material de strike. Dă-mi al doilea strike, că ți-am folosit numele. Ia să te văd. Măcar asta ar fi mai plauzibil. Dar eu nu te-am jignit cu absolut nimic. Ți-am spus o chestie cât se poate de normală. Ai făcut un lucru foarte urât cu un frate rapidist. Nu cu un stelist dinamovist, oltean sau eu știu, susținător al altui club, ci cu un frate rapidist. Putea să fie oricare alt suporter rapidist. Repet, m-am nimerit să fiu eu, dar adică s-a nimerit să fiu eu. E urât. Dragi prieteni, așteptăm ca YouTube-ul să îmi pună din nou clipul pe canal. Durează 10 zile lucrătoare din USA. Că na, e Google și așa funcționează lucrurile. Teoretic, Uh, nu cred că ar trebui să fie probleme. Dacă n-au putut aia de la Orange Sport să, să țină strike-ul activ, vă dați seama că nici uh, Paulo H., care nu are nicio calitate de. e persoană fizică și pur și simplu uh, a făcut o măgărie da? pe care cei de la YouTube o vor corecta. Deci, în, probabil în 10 zile, ceva de genul 20 de zile, o să-mi pună cei de la YouTube clipul înapoi. Doar că voi face și eu un demers la YouTube pentru ca acest băiat să fie sancționat și mă mai gândesc dacă să iau legătura cu un avocat pentru a-l da în judecată, deși nu știu dacă merită efortul. Nu știu, voi ce părere aveți? Ar trebui să-l dau în judecată sau, sau nu? Așa că... Urmăriți-mă pe live-uri, știți canalul Jepcare în CH. Urmăriți-mă pe live-uri, o să vorbesc și în emisiunile live despre acest subiect foarte, foarte urât. Am vorbit și cu liderul galeriei Rapid, care mi-a spus să iau legătura cu Paul, că este băiat ok. Și asta am încercat să fac. Din păcate, nu s-a putut. Vă mulțumesc că v-ați uitat la clip și așteptăm să se să se pună vlogul înapoi, deși e distrus practic. Na, vizualizările sunt pa. Acest clip este needitat, de asta au fost pauzele mai lungi în exprimare, sunt și foarte supărat, dar asta e. Mergem mai departe, ce nu ne omoară, ne face mai puternici. După cum o spune clișeul Rapid FCSB 4 la 0 Cei care ați apucat să vedeți clipul Știți despre ce e vorba Vă mulțumesc, dați și voi un like și un subscribe Am fost Jebcar, vă dau cu PACE!